Deci așa, dar, dragilor, efortul ăsta pe care îl facem cu copiii, ea are 6 anișori, deci va fi clasa 0, cei care intră clasa 0, nu putem avea pretenție că într-o oră să învățăm tot. Dar în timp, după ce muncim o săptămână, să spunem, de vedem care sunt prietenii, 2 câte 2, de fapt pe 10, da? Apoi fac pe 9, fac pe 8, 7 și 6. Deci urmează să începem scăderea, dar antrenamentul acesta cu fața spre tablă, când spun încotesc în 10 găini, vine vulpea și mănâncă 8, iar important că se sesizează linia sau se sesizează repede din variantele care sunt de pe tablă, se duce spre 10. Deci e un prim pas, că recunoaște pe 10. Nu mai bate, te rog frumos. Da? Recunoaște pe 10. Apoi cunoaște pe 2, să zic, da? Cum ca vulpea 2. Și se sesizează că îi rămâne 8, pentru că perechea asta fac pe 10. Cu ocazia asta, în mintea ei, să fac legăturile acestea importante, trainice, că 8 și cu 2 fac 10. Da? Deci este o repetiție. Și dacă dispare unul dintre ei, dispare 2, rămâne 8. Dacă dispare 8, rămâne 2. Acest lucru trebuie făcut, jocul acesta, pentru ca să reușim, nu-l mai băga pe acolo, nu-l rupe, te rog frumos, hârtiuța aceea. Știi de ce? Când se rupe, unii stau eu aici, mă ceartă, că eu sunt închirinic, spațiul meu aici. Da? Te rog mult de tot. Vrei să vezi, să se uite pe acolo, pe hârtiuța care ai luat-o tu. Du-te așa ușor și te duci pe partea cealaltă, vezi dacă se uită la tine. Așadar, astăzi, în lecția asta, ne propunem încă o dată să vedem echipele, pe 10 din cine este compus. Am să insist întâi să privim, deci să le spună să le repete așa în română și în engleză, cu fața, după aceea întoarcem cu spatele, după aceea vedem care sunt, care sunt, ce te rog eu frumos? Să rămâi așa, că dacă te duci peste cameră, ne dai jos, fără să vrei. Dai peste ea ușor și o dai jos. Așa că asta va fi repetiția care o facem. Să încercăm să le zică și în română și în engleză. Ai auzit, Ana? Da. Deci rugămintea mea este să le zici și în română și în engleză cu fața. După aceea, sunt cu spatele. Și terminăm lecția de astăzi. Așa, ceasul este 8 și 16, numai bine, 8 și jumătate te duc, ca sunt date să ajung și să începe cu clasa a 12-a. Te odihnit un pic? Poți să începem? Poți să începem? Poți să... Ce făcut? Ți-ai pus-o, spuie hanoracă, da? Hai să le repetăm o dată și până să te duc acasă, că te așteaptă Mimi. Ce am să repetăm? Ce să repetăm? Uite așa, repetăm. Le spui în română o dată, cu fața, le citești pur și simplu. 7 plus 3 egal 8 plus 2, 6 plus 4 9 plus 1, 5 plus 5 fac 10. Face 10, că este 10. Da. 8 plus 1, 7 plus 2, 6 plus 3, 4 plus 2, 4 plus 5. 4 plus 5. Fac toate cât fac. Fac 9, așa trebuie să spui. Da, 7 plus 1, 6 plus 2, 5 plus 3, 4 plus 4. Fac. Toate fac. Așa. 8. 6 plus 1, 5 plus 2, 4 plus 3. Fac toate? 7. 5 plus 1, 4 plus 2, 3 plus 3, toate fac 6. Toate fac 6. Și acum? 7 plus 3, 8 plus 2, 6 plus 4, 9 plus 1, 5 plus 2.
plus 5. And this is a 10 place that we're going on today. 8 plus 1, 7 plus 2, 6 plus 3, 4 plus 5. And this is the 9 place. 7 plus 1, 6 plus 2, 5 plus 3, 4 plus 4, and this is the 8 place. 6 plus 1, 5 plus 2, 4 plus 3, this is the 7 place. They all make 7. 5 plus 1, 4 plus 2, 3 plus 3, the 6 place. They foarte, all make 6. Am învățat și eu jumătate din ce ai spus tu. Să nu mă pui să spun, că nu spun. Dacă mă pui să spun... Spun! Spun! Spun? Nu pot. Nu pot încă. Trebuie să mai învăț. Acum, aș vrea să spun în engleză. Eu vreau să zic ceva. Aș toate să fac numele de sus. Că, așa, asta fac... Exemplu, toate fac 10 ca să... Este 10. Da. Toate fac 9 ca să este 9. Da. Asta e rubrica lui 9, la lui 8, rubrica lui 7, da? Da. Coloana lui 7, la lui 10. Mai vreau să spui ceva. Spune așa în engleză. Dacă din 10 scădem pe 3, obținem 7. Dacă din 10 scădem pe 7, obținem 3. Dacă este în numărul ăsta. Vrei băi ăsta să-l spui, da? Te rog. Hai. 10 minus 8, 2. 10 minus 6, 4. 10 minus 9, 1. 10 minus 5, 5. 8 minus 1. Nu, 9 minus. 9 minus 1, 8. 7. Asta e mai mare din ăla. Minus 2, 7. 9 minus 3, 6. 9 minus 4, 5. Da. 8 minus 1, 7. 8 minus 2, 6. 8 minus 3, 5. 8 minus 4, 4. 7 minus 1, 6. 7 minus 2, 5. 7 minus 3, 4. Așa. Și arată și cu degetul. Foarte bine. 6 minus 1, 5. 6 minus 2, 4. 6 minus 3, 3. Foarte bine. Și acum vreau și în engleză. Că-ți vine mult mai ușor. Și acum în engleză zice așa. 10 minus... 10 minus 3, 7. 10 minus 2, 8. 10 minus 4, 6. 10 minus 1, 9. 10 minus 5, 5, 9 minus 1, 8, 9 minus 2, 7, 9 minus 3, 6, 9 minus 5, 4, 8, no. 8 minus 1, 7, 8 minus 2, 6, 8 minus 3, 5, 8 minus 4, 4, 7 minus 1, 6, 7 minus 2, 5, 7 minus 3, 4, 6 minus 1, 5, 6 minus 2, 4, 6 minus 3, 3. Foarte tare, foarte. Pe mine m-a ajuns foarte mult acum. Chiar dacă tac și nu spun nimic, așa sunt de atent și vreau să văd și eu. 6 minus, minus, cum zic aici? 3? 6 minus 3, 3. 3, 3. Dar cum pronunți tu așa? 6 minus 3, 3. Gata, așa ar spune acum. 6 minus 3, 3, 3. Bine? Nu-i bine. Ne-ai mulțumit. Sunt un pic bine. Un pic bine, da. Așa. Da, bine. E luat așa și a deranjat. Trebuie să rezolv treaba asta urgent. Cu camera. Bun.